Consiliul Județean a preluat în administrare drumul ce se întinde de la intersecția cu drumul național 2 în zona gării și continuă după sensul giratoriu de la intersecția străzilor Mihai Viteazu, Primăverii și Slazului până la calea ferată Roman Buhăiești. Segmentul are o lungime de 4 km. Ideea e ca să dăm și un termen, că cu siguranță romașcanii vor să știe în cât timp facem... Domnul președinte, la mine eu pot să vă spun că în luna iulie cred că am toate procedurile. Nu, pot să încep și lucrările dacă poate chiar mai repede. În luna iulie? Iunie, da. Deci bugetăm banii pentru modernizare aici. Imediat ce avem bugetul, dăm drumul la SFC. La Dali, da? Dali, da. Și după care nu putem să facem din preținut, deci... Nu? Pentru că trebuie trebuie înăbunită. Eu aș vrea să terminăm anul ăsta, mă gândesc. Aș vrea ca până la sfârșitul anului să finalizăm investiția. Noi mai avem până în calea ferată, am zis, în cază dacă tot ne ducem până bun, în acolo e mai simplu că e doar cu vor. Nu putem lăsa o porțiune care să rămână... Dar dacă spui în administrarea noastră? Da, noi e nostru. Păi totul adunat. E nostru. Noi până la ieșirea din municipiul Roman, de acolo e al nostru. Perfect. Bun. Și încă o rugăminte, dacă puteți instala drumuri naționale, am înțeles că e prins reparația podului peste Moldova, la intrare în Roman. Trebuie doar să aștepte aprobarea bugetului și... E după buget, dacă mă discuți, îi invit pe directorul Direcției Regionale Drumuri Naționale, venim încoace împreună la Roman. Da. Mergem stabilim împreună. Și... e destul de deteriorat traficul, volumul de trafic e destul de mare pe zona asta și până la urmă județineam absolut. Primăria Roman se va ocupa de modernizarea rețelelor de apă, iar Consiliul Județean Neamț doar de covorul asfaltic. Se dorește ca lucrările să fie finalizate în acest an. Aportul Consiliului Județean va fi covorul asfaltic. Sunt aici în capăt, înțeleg, niște probleme cu canalizarea și cu ceva aducțiuni de apă pe care le va efectua Primăria Romanului, iar noi venim cu covorul asfaltic. Drumul prezintă structuri rutiere diferite pe diverse sectoare, încadrate de trotuare și spații verzi, deteriorate pe alocuri. Lucrările de întreținere nefiind suficiente, se impune reabilitarea întregului tronson și aducerea lui la o stare tehnică corespunzătoare exigențelor actuale.